Bun. Astăzi o să vă arăt cum controlez sănătatea porcușurilor mei de Guinea. Este indicat să faceți un control porcușurilor de Guinea cel puțin o dată pe lună. Deci o să încep cu urechiușele. Upsi. Urechile trebuie să fie curate în interior și în exterior, să nu existe niciun fel de cojițe sau ceva. Dacă au cojițe, ori au pielea foarte uscată, ori este un început de micoză. Nicișorii nu trebuie să fie sparți, nu trebuie să lipsească, logic, și nu trebuie să fie foarte lungi. Dacă porcușorul de Guinea nu poate să-și închidă gura normal, înseamnă că dinții lui sunt foarte lungi și trebuie să mergeți de urgență la medicul veterinar, pentru că este o problemă destul de gravă. Dacă dinții sunt foarte lungi, porcușorul de Guinea nu va putea mânca. Unghiuțele nu trebuie să fie foarte lungi. Ochișorii trebuie să fie strălucitori, clari. Nu trebuie să lipsească niciun petic de plăniță. Burtica nu trebuie să fie foarte tare. Dacă este tare, înseamnă că porcușorul este balonat și ar trebui să scoatem din alimentația lui varza, broccoli, gulia și sfecla. Năsucul trebuie să fie uscat. Un alt mod prin care puteți să verificați sănătatea porcușorului este să-l cântăriți regulat. Sper că v-a ajutat acest videoclip. Dacă aveți întrebări, nu uitați să le puneți în comentarii. Și cam asta a fost.